Animalilor, ce faceți? Revin cu a doua cea mai așteptată serie de pe canalul meu după reacții, și anume Dacă râzi ești prost, episodul numărul 6. După cum bine v-am învățat, trebuie să scrieți în comentarii de câte ori ați fost proști când ați râs. Știi cum ar veni? Eu o să enumăr aici pe ecran de câte ori am fost prost și fie ca cel mai prost dintre noi să nu fiu eu. Să fii tu. Având în vedere că la penultimul episod din Dacă râzi ești prost am făcut cele mai multe like-uri de pe canal, și anume 127.000, poate reușim să facem peste 60.000 la episodul ăsta. Haideți, bă! Trebuie să vă mai zic ceva, și anume că 60% dintre voi aveți clopoțelul activat și, bă, eu sâmbăta viitoare postez reacție, mă, nu cred că vreți să pierdeți reacția, mă. Activează clopoțelul, nu așa, bum, așa, cu toate notificările, hai să-i dăm drum. De ce, Dumnezeu, mai stăm? Dă-i play la video, frumoasă nuntă care se desfășoară pe un dog de ăsta. Și Miri, hai că s-au dus. V-ați dus, prieteni, un pic înotat. La un pic s-au dus așa, la notat. Nu a fost amuzant. Ce face acest om durduliu, dacă îi pot spune? Op, hai că... Da, s-a prostogolit. Da. Ia uite ce pește verde frumos. O, a venit foca, s-a luat peștele. Unde-i peștele, morții? Unde a dispărut peștele? Bă, peștoaica mea, unde mi-e peștoaica? Am prins-o peștoaica și mi-a dispărut peștoaica. Devine foarte ciudat cuvântul peștoaica dacă îl spui cu accentul ăsta de multe ori. Bă, unde mi-e peștoaica? Ce-ți mai face peștoaica, mă, Mihai, mă? Am venit și eu cu peștoaica mea, dar a plecat deodată. Peștoaicele astea, oh, peștoiu, mă. Ce cățel frumos. Ce drăguț, ce drăguț. Păi era una, mă, să vină cățelul să-i arunce așa un băț, știi, să-i dea acolo. Se mai întâmplă, știi, că face câine așa cu bățul și-ți aruncă, știi, așa, așa, hop, ce mă doare, știi? Bă, dar să vină câinele meu, frate, așa, cu un băț de 2 metri, că-i cât, că-i cât camera mea, așa, bă, să-l întoarcă, aia ți-l dea așa, direct, aleu! Ce Dumnezeu, bă? Bă, vă rog eu! Bă, vreau calul ăsta, bă, vreau calul ăsta. Ia uite-l pe verișorul meu aici, e verișorul meu ăsta. Fiți atenți aici, verișorul meu, hop, corupe, nu? Leu, Dumnezeule. Vai, zici că i-a dat cu biciul pe spate. Vai, vai, copil prost. Nu mai e vorba, nu e, glumeam. Ăsta cade în apă, vă jur, dacă nu cade în apă, închid videoclipul. Deci dacă nu cade în apă, închid videoclipul. M-am jurat, deci mă jur. De ce, domnule? Ce seam? Bă, eu n-am râs, mă, că a căzut, că știam că o să cadă. Dar uite cum a căzut, fii atent. Deci a făcut picior, așa de amuzant a căzut, fii atent. Și hop, plios. Așa, gen, s-a dus așa, pe spate. Hop, plios. Și eu asta, jur, să mor, eu nu mă interesează de câte ori sunt prost, dar vreau să o fac, mă jur că o să fac, gata, gata, am zis, fac asta. Deci nu, gata, când se termina asta cu coronavirusul, când se deschid mall-urile și asta, bă, mă duc într-un mall, frate, mă așez așa într-o cabină, știi, o încui, bă, și când aud pe cineva că vine lângă mine, fac aia, știi, și face la, bă, du-te, bă, măta, bă, ia. Hop! Mamă, și-a fugit ăsta de la Food Panda. Uite, așa vine și mie mâncarea. De asta, bă, când îmi comand mâncarea, ajunge așa, bă. Uite-l pe ăsta cum livrează mâncarea. Fugi, vărule. Uite-l pe unchiu. Ia uite-l pe unchiu. Hop! Mă, mamă, i-a zburat ghidonul, frate, știi, direct. Ușor, că pe asta... Asta nu mă face să râd. Ia. Aoleu, să mă bată mama. Așa spar dintele. Ia. Hop! Hop, dar nu mă face să râd. Am devenit invincibil după faza aia cu balonul. Nu, s-a terminat. Hop, oleo. Aoleo. Gata, destui cu oamenii grăsuți. Uite-l pe tata aia ce a făcut. Hop, și-a rupt barca în două. S-a rupt barca și burta și stoma. S-a rupt în două, așa. Hop, nu, chiar s-a rupt, pe bune. Ia uite-l pe capitanul mormăilă. Hai, s-a dus. S-a dus într-un loc mai bun. Nope. Bă, dar ce așa amuzat la astea, mă? Ia uite-l pe ăsta, hop! Echilibru total, full control, hop! Te-ai dus la o băiță direct. Bine, nu știu cum poți să cazi așa. Hop! Ai dus, direct. Bă, nu știu, mățele astea am avut și eu. Na! Ia! Aoleo!
Aoleo, mă doare fața. Bebiță, uite-l pe Bebiță, ce frumos face la unboxing acolo. Băi, Bebiță. Bebiță, dar unde ai dus Bebiță? Vină cu a, Bebiță. Ia uite ce ai și Bebiță. Ia, mamaia, mamaia. Bă, se leacă, bă. Bă, 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 bă. Bă, n-a știu ce-a lovit-o. Ia, 8. Mamaia. Mamaia mea. Bă, s-a dus mamaia mea să n-o vezi. Să n-o vezi pe mamaia mea. Cum s-a dus direct, s-a dus. Op, op, auleu. Auleu, măcar n-a spart televizorul. Băi, dar mamaia aia. Pune frână, fata mea. Oh, shit. Na, nu știu de ce folosești frâna de pe față, dar mă rog, mamaia. Hop, asta cade, cade. Bravo, ți-ai rupt schinarea, ți-ai rupt aici la cervicală direct, te-ai dus, te-ai dus. Știi ce zic? Tataia cu flamingo, din nou, un chiupacos. Hop, bine, tataia, bine. Nu mai râd nici chiar, dă-o încolo de treabă, bă. Nu-i place cu botoșei? Ia uite-l cum merge. Mamă, mamă, nu-i plac botoșei, mă. Ia, hop, mamă. Zici că eu după ce am făcut picioare. Dar nu râd, nu e amuzant. Ia. Hello. 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 Că nu-i corect, bă. Bă, eu v-am zis că nu s-a așa amuzante, mă, chestiile astea, dar v-am zis să vă, când v-am mai zis eu episoadele trecute, să analizați ce se întâmplă. Bă, sau măcar să vă puneți în postura, mă, gândește-te de că te duci tu la mamaia ta în sufragerie acolo, care stă mamaia ta liniștită, gata, să te duci cu un șlab, bă, și îl pui la ureche, vezi că te-a sunat mătușa, zice, alo, alo, băi, dar nu răspunde, alo. Măi, măi, Mihai, ce are asta că nu merge? Alo? Bă, dar normal, frate, că râșesc prost la față. Uite cum să mamaia acolo, bă, ce nevinovată să mamaia cu șlapul ăla la ureche, mă. Bă, atâtea norocul și focul ăsta care i-ai pus șlapul la ureche. Credea, zice, băi, nu se aude, măi, mai dă o dată, închide și sună că nu se aude, mamaia, ce am făcut. Ia uite-l pe Bebiță, alt Bebiță. Ui, băi, mamă, ce s-a aruncat. Bă, dar asta zici că e fotbalist la cum s-a aruncat. Hop, hop, mamă, m-a lovit, nu mai pun, mai bă, aoleo, aoleo, știi ce zic? Vai, vai, de capul meu. Hop, mamă, mamaia asta cu tremur oceanic de ăla, nu s-a mai terminat. Hop, hop, Bebiță 1, Bebiță 1, Bebiță 2, Bebiță 3. N-ai cum, bă, așa ceva, doamne, mă abțin din răzputerea sufletului meu mic. Ia. Aoleu, fată, mai e și fată, bă. Bă, și fată, bă. Norm. Pe taur am pus-o pe bunica. Hop, bunica. Ține-te, bunica. Bunica, ori te duce. Bunica, vin înapoi. Se neacă bunica. Aoleu. Mama rost, e unde linge aici. Da, normal că se rupe scaunul ăla. Vai, de capul meu, se neacă bunicile, bă, să mor. Hai, te mai dă cu capul Bebiță, ia uite-l ce râde. Zici că și eu când filmez, dacă râzi, ești prost. Așa. Hop. Knockout, direct. Împământca struțul, direct. Mă înțelegi? Are you okay? Ah, feciorică Maria. Ia uite-l. Hop. Mamă, ce fac. Bebiță. Bebiță. Hop. Knockout, direct cu AVP-ul, direct pe CST, pe mid, pe mapă, direct. Mor. Ia uite-o. Haide, ușor. Că poate, sigur poate. Hai că poate. Bravo, bravo, bravo. Hop. Bă, wow, what s-a rost, băi, nu se mai oprea, mă, nu se mai oprea, dacă zic, oaleo, s-a dus în Oceania, direct, knockout în gură, bine, băieți, haplea, ia uite-l pe haplea, hop, bă, ce amuzante s-a astea, bă, să mor, dar nu mai râd, mă, aoleo, haplea meu, băi, băiatul, ia uite-o, Andreea, uite-o pe Andreea, bine, hai, Andreea. Hai, Andreea! Bravo, Andreea! Okay? Ți-ai spart fața, ți-ai spart. Ești Andreea acum, acum. Mă înțelegi. Hop! Încă o dată. Uite-mă pe mine când era mic, Spider-Man. Hop! Ia uite, mă cațăr cu pânză, hop, m-am dus sub scaun. Era un pic de mizerie acolo, să verific. Ia, hop! Bine, ai rupt. Trambulina Alina s-a rupt cu Alina. Ia uite pe mamaia, bă! Pe cealaltă parte, mamaia! S-a dus timp. Bă, leu, iar am râs ca prostul. Ia uite și pe asta, băi, păi da, wow, wow, vai. O băteam de nu mai știa ce-i cu ea, gata, s-a terminat, nu o mai puteam. Ia uite pe Maria, hai Maria. Op, bă, sparge rampa asta, bă, luați-o, ușor. Uite, leu. Bă, mă, știi ce greu e să stai pe aia, bă, că am încercat și, bă, e greu tare, mă. Hai, ăsta e invers, ăsta e șmecher. Ia uite-l, hop, și vrr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 r
Mamă, s-a ridicat. Ia, voi nu voi intra pe sub. Mamă, s-a dus-o meu pe sub. A rupt trampolina, s-a terminat. Unde ești, mă? Vai, 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 ce înseamnă câteva kilogramuțe în plus, ca să nu zic așa. Ia uite, uite, kilogramuțele ce fac. Te trag kilogramuțele în jos direct. Uite, na, kilogramuțe, hop. Na, na, kilogramuțe, că ai spart peretele, s-a terminat, s-a rupt cu totul. S-a infust în casă, s-a terminat tot. Cam ăsta a fost episodul, eu sper că v-a plăcut. Sper că sunteți, să ziceți în comentarii de câte ori sunteți proști. Că eu am fost prost, cred că de vreo 5-7 ori am numerotat pe ecran. Da, nu mai vreau să închei că am râs, dar nu știu ce e așa amuzant, frate. Dar dacă râzi ești prost, deci sunt prost, mă, aia e. Na, nu uitați să activați clopoțelul pentru că săptămâna viitoare reacție sâmbătă la ora 2. Nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram și noi să ne simțim bine, doamne ajută coronavirusul. Să nu muriți ca să vedeți reacția sâmbătă și v-am lăsat. V-am pupat. Bobber.